Radio Vocea Speranței. Stimați prieteni, ceea ce trăim noi astăzi am mai trăit, dar în proporții puțin mai mici, prin anul 1984, pe când încă era Uniunea Sovietică, când cercetătorii din domeniul medical au descoperit un virus nou, deosebit de periculos, pe care l-au numit HIV-SIDA. De fapt, virusul se numește HIV, este un virus al imunodeficienței responsabil de provocarea temutei boli SIDA, cea care a schimbat complet fața lumii de atunci. Noua boală a fost atât de temută încât în foarte multe clinici și spitale din Statele Unite, personalul medical se retrăgea din activitatea medicală de teama de a nu fi contaminați cu acest nou virus. Ce se întâmplă în organismul nostru când pătrunde un virus? Toată lumea știe, imediat se dă alarma, se intră în funcțiune sistemul imunitar, iar la locul pătrunderii virusului sosesc celulele spion, având misiunea de a-l cerceta pe dușman. Partea unde a pătruns virusul se înroșește, organismul luptă, soldații noștri luptă ca să elimine acest virus. Dar nu la fel stau lucrurile, stimați prieteni, când în organism pătrunde virusul HIV. Acesta, spre deosebire de alte virusuri, nu atacă un organ anume, dar atacă sistemul nostru imunitar, care îl scoate din funcțiune. Un om contaminat cu HIV, dragi prieteni, poate să nu simtă nimic un timp, însă el este asemenea unei cetăți fără ziduri și porți, în care cel mai neînsemnat vrăjmaș poate intra, provocând pagube imense. Stimați prieteni, se moare de SIDA? Și da, și nu. Nu SIDA provoacă moartea, ci ea doar îl face pe om fără apărare. Este suficientă contaminarea cu un microb banal pentru ca moartea să vină fără întârziere. Pe plan spiritual, stimați prieteni, păcatul este la fel un virus care pătrunde în viața omului și în lumea noastră. Despre acest virus vom vorbi în această seară cu domnul pastor. Cum să scăpăm de acest virus, vom afla răspunsul chiar în această ediție specială. Așteptăm mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook, RVS Moldova, dar și întrebările către pastorul Pirojoc. De aceea scrieți-ne și noi vom prelua mesajele dumneavoastră pe pagina noastră. Domnule pastor, spuneți-ne, vă rog, ce-i cu acest virus a păcatului și ce se întâmplă cu omul după ce intră virusul în viața lui și după ce a intrat el în lumea noastră? Este o întrebare foarte importantă. Va fi nevoie să facă două grupe de oameni. Da. Unii care au rămas bolnavi de virusul păcatului și alții care au fost eliberați. Unii la stânga și alții la dreapta. De aceea, Domnul Iisus ne-a dat un sfat să fim gata pentru venirea Lui. Dar a fi gata înseamnă să fim vindecați de boala păcatului. Și prima întrebare, cea mai serioasă, vorbind cu unii oameni, și când am ajuns la păcat, la necesitatea de a ne pocăi, ne întoarce la Dumnezeu, ei reproșează, spune, păi de eu n-am omorât oameni. Și majoritatea oamenilor se gândesc că omorul și poate altele sunt păcate mari în care noi trebuie să ne pocăim, să venim la Domnul. Dar este foarte trist că un adevăr pe care îl spune Domnul, medicul cel mai principal al nostru, la Roman 5:12 stă scris așa: de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit. Iată, este un adevăr care poate nouă nu ne place, dar Adam și Eva au fost creați desăvârșiți, fără păcat, fără răutate. Dar odată ce au păcătuit, când au devenit păcătoși, copiii lor s-au născut deja păcătoși. Și avem așa cazuri și în medicină. Sunt unele boli pe care mama și tata le transmite la copii prin naștere, prin moștenire. Boli genetice. Da. Deci așa ceva este și cu păcatul. Și aș vrea să aduc un exemplu de confirmare. Am privit nu odată cum stă mămica cu copilașul mic la piept și îl alăptează. Da. Copilul e foarte mic, nu înțelege nimica. Dar spre mirare o mușcă. Și o mușcă destul de dureros. De ce? Că e un păcătos. El de acum face răul fără să-și dea seama. Dacă crește mai mare,
E o pietricică și aruncă în fereastra vecinului. O bucată de pâine se iei să ducă, nu o face. Dar o piatră aruncă. Și dacă și mai mare, sare gardul. Nu cu sapa ca să prășească. Se rupă. Și iată așa, vrem, nu vrem, dar trebuie să ne umilim cu această descoperire dumnezeiască că noi suntem păcătoși toți. Și dacă o luăm, păcatul este ruperea de Dumnezeu, este răutatea care a intrat în lumea aceasta. Păi invidia, mândria, gândurile rele, cuvintele rele, faptele rele, care n-ar fi ele, toate la un loc luate sunt păcat, care va pune un zid între noi și Dumnezeu, de care noi trebuie să fim tratați. Presupun că o caracteristică foarte importantă a unei naturi păcătoase a noastră este că ne naștem egoiști și chiar din pruncie se vede că suntem egoiști atunci când de mici copii parcă în mod inconștient spui dă, doar dă-mi și dă-mi și dă-mi, asta e a meu, nu-ți dau ție, și atât natura aceasta egoistă deja se manifestă când suntem la o vârstă foarte fragedă. Și acolo se observă că nu suntem deloc iubitori și darnici, din contra, adunăm și adunăm și totul să fie al nostru. Și imaginați-vă cât este de greu să trăiești, să trăiască doi egoiști într-o familie. Da. Când și unul numai adună la el și altul la el. Asta tot este un păcat destul de periculos. Deci nu e suficient să fii om de treabă, să nu omori pe nimeni, să-ți iubești soția, să-ți iubești copiii, să-ți îndeplinești cinstit atribuțiile la serviciu, să fii om de treabă cu vecinii, cu rudele. Asta nu e suficient. Oricum, ești este păcătos. Este o parte importantă, dar nu-i toată. Și atât, unde este problema? După cât eu știu că nu sunt specialist mare în medicină, dar adeseori noi nu simțim boala care ne atacă. Și se pare că noi suntem sănătoși și destul de bine ne simțim. Da, da. Dacă venim la aparatele destul de serioase și ne controlăm, noi observăm ceva înăuntru care distruge. Iată, așa este și cu partea aceasta. Partea morală e bună, dar trebuie să mai fie partea spirituală care mai elimină din organismul nostru, din ființa noastră, unele lucruri care, de fapt, și nouă ne împiedică personal. Și în familie, și în societate. Deci păcatul nu se simte, stimați prieteni, ca și coronavirusul care este în tine și poți nici să nu bănuiești că ești contaminat, dar să mă lipsești pe alții. La fel cu virusul HIV, care la fel nu-l simți, dar îți atacă sistemul imunitar și când vine o problemă, tu ai cedat, organismul a cedat. Bun, spuneți-ne, vă rog, a intrat păcatul în lumea noastră prin Adam și Eva, prin neascultarea lor. Ce s-a întâmplat mai departe? Ce a făcut Dumnezeu pentru aceasta? Încă o întrebare pe care o dau mulți oameni. Dar suntem noi oare vinoveți că ne-am născut aici pe un pământ contaminat de păcat? Fără îndoială că nu. Potrivit Bibliei, că citim la Luca 15, un Iisus spune, așa, un simbol, că a lăsat 99 de oi care n-aveau nevoie de tratament și a venit la noi pe pământ, la o oaie care s-a pierdut. Deci pe baza aceasta putem să facem concluzia că între mii și milioanele de stele mai sunt încă 99 simbolic care n-au păcătuit. Și vă spun sincer, dacă cineva m-a întrebat pe mine unde vrei să te naști, eu alegeam una din acele stele unde păcatul nu-i. Dar când ochișorii s-au deschis și am început să înțeleg viața, am înțeles că sunt păcătos. Deci vreau să spun încă un adevăr și o veste foarte bine. Nimeni nu va fi pedepsit de Dumnezeu că s-a născut aici pe pământul acesta păcătos. Așa. Și nimeni nu va fi pedepsit chiar dacă a păcătuit, că un păcătos nu poate să nu păcătuiască. Este o veste foarte importantă că chiar atunci când Adam și Eva au păcătuit și stăteau și tremurau de frică în partea lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, așa, care a venit să ceară socoteala, Dumnezeu prima ce a spus s-a adresat la diavol, la dușman și la om și a zis, eu voi pune dușmănie între satana și între om, între urmașii satanei și urmașii omului, până va veni sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui.
Și la Galateni 3:15 este scris că sămânța femeii este Domnul Iisus Hristos, care trebuia să se nască, să vină. Așa că, uitați-vă, chiar de la început Dumnezeu a dat această speranță că omul păcătos, vinovat, că Adam și Eva conștient au mers la păcat, noi ne naștem păcătoși, n-avem ce alege. Ei puteau să aleagă să rămână ascultători sau nu. Dar chiar și așa, fiind vinoveți, Dumnezeu a luat în mâna Lui salvarea omului păcătos. Și Biblia spune la Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, dar să aibă viața veșnică. M-a impresionat ce ați spus dumneavoastră sau ce ați dorit, vreau doar să finalizez acest gând pe care ați vrut să-l transmiteți acum. Deci nu vom fi pedepsiți sau nu, hai dacă să vorbim în termenii aceștia, toată lumea vrea să ajungă în împărăția cerurilor, evident, toată lumea vrea să fie salvată, chiar dacă poate unii cred, alții nu cred în Dumnezeu. Dar nu vei ajunge în împărăția cerurilor nu pentru că te-ai născut păcătos aici pe pământ și nici nu pentru că ai păcătuit aici în viața aceasta pământească. Dar nu vei ajunge sus acolo doar pentru că nu ai ales corect sau și pentru că n-ai acceptat n-ai darul acceptat... salvării. Da, da. Adică e nedrept cumva că am moștenit păcatul, că uite, n-am făcut eu, n-am fost eu în grădina Edenului să păcătuiesc în locul lui Adam și Eva. De ce trebuie să sufer și eu din cauza greșelii protopărinților mei? Dar totuși atât Dumnezeu vine cu soluția. Chiar dacă este nedreptate că ne naștem pe acest pământ păcătos, este o altă nedreptate despre care ați spus dumneavoastră, Iisus care a venit pe acest pământ să ne salveze și chiar dacă putea să nu o facă. Desigur, și El nu era dator ca să o facă, dar din cauza că atât de mult a iubit, așa este scris. Și acum uitați-vă. Și a preluat vinovăția noastră pe El, da, da, vă rog. Iată, astăzi citeam o știre mică, că o doamnă, fiind de acum apreciată că are virusul, da, și instalată în spital, a fugit. Și uitați-vă, iată, așa deseori noi fugim din spitalul spiritual și acum îmi pun întrebarea, de unde, dragă, fugi? Și dacă fugi, cu ce te alegi? Tu poți să mori fugind pe drum, fugind de tratament. Da, da. Iată, adeseori noi fugim de Dumnezeu, fugim de tratamentul pe care El ne-l propune nouă și aici va fi vina mea dacă fug și vina la oricine care nu acceptă darul lui Dumnezeu. Da, este considerat acest text, textul de aur al Sfintelor Scripturii, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe unicul lui Fiu, El a dat, da? Noi suntem egoiști, noi nu dăm nimic. Dumnezeu este altruist și iubitor, El dă și a dat tot ce este mai scump. Dar aici vreau să vă întreb, de ce numai prin Hristos este salvat păcătosul și nu există alte remedii? Pentru că foarte multă lume pe globul pământesc cred în altcineva, Buddha, Confucius, Mohamed și alți zei, zeități și alte mijloace de mântuire. De ce numai Hristos este salvatorul păcătosului? Așa ne declară Sfânta Scriptură. Faptele 4:12. În nimeni altul nu este mântuire sau salvare. Nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care putem fi salvați decât numele lui Iisus. Și acum întrebarea foarte importantă. De ce numai Domnul Iisus poate să salveze un păcătos? Da. Puțin mai jos noi am să vorbim care este procesul acestei salvări, dar de la bun început trebuie să ne uităm un lucru, că păcătosul are nevoie nu numai de iertare. Păcătosul trebuie să fie vindecat. În viața păcătosului trebuie să fie o transformare, o naștere din nou, pe care poate să o facă numai Creatorul. Deci a ierta poate și altcineva să ierte. Da. Dar să facă o transformare din lăuntru, o schimbare destul de serioasă, o poate face numai acela care cândva a creat pe om. Deci aș vrea și să spun că da, oamenii se gândesc, apelează și la Maica Domnului, Maria, da, apelează la Sfinți și așa mai departe. Și știți că câteodată noi de acum ne-am deprins. Și nu întotdeauna, dacă eu vreau să ajung la președintele țării, mă pot duce direct. Și caut pe cineva.
care să fie așa mai aproape și da. Spune, domnule președinte, ai acceptul și pe dânsul. Și apel cumva îmi deschide ușa. Să nu uităm că Dumnezeu n-are nevoie de așa mijloace, de așa mijlocitori. Că dacă El ar sta cu capul sus, că eu să vin și să mă închind de multe ori, spun, Doamne, nu, hai, poate cumva și pe mine. El nu-L trimitea pe Domnul Iisus atunci când eu n-am cerut. Da, da. El a venit în întâmpinarea noastră când noi n-am dorit, când noi n-am așteptat. Și ca un tată care vede problema copiilor, el sare în ajutor. Și acum, eu nu mă închipui că un copil din familie trebuie să caute pe cineva ca să vină la tatăl și să ceară ceva. Nu vine copilul direct, nu este tatăl să-l asculte direct. Păi, dar noi creștini ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci e să credem că Tatăl nostru ne dă voie ca noi să venim direct la Domnul prin mijlocitorul nostru care este Domnul Iisus Hristos. Deci Dumnezeu ne iartă, dar ne putem ierta și noi unul pe altul. Iertarea poate fi oferită și de Dumnezeu, dar și de oricine. Dar nu e suficientă iertarea, este nevoie și de o transformare. Eu vă pot ierta pe dumneavoastră, dumneavoastră mă puteți ierta pe mine. Dar eu nu vă pot schimba pe dumneavoastră, nici viceversa. Și aici aș vrea să ne explicați acest proces de transformare, acest proces de schimbare. Bine, bine, nu e suficientă iertarea. Dar în ce constă acest proces de schimbare a noastră? Ce trebuie să schimbăm? În ce constă acest proces de mântuire, de transformare despre care ați vorbit dumneavoastră? Deci, mulțumim Domnului că avem un răspuns și mă gândesc că este foarte, foarte convingător și pe deplin spus. Deci, primul lucru... Apropo, vreau să nu vă uitați gândul. Pe mine, când eram mic, mama m-a învățat visul Maicii Domnului. Și spunea, întotdeauna când ai o problemă, o greutate, roagă-te și în fiecare seară roagă-te. Și visul Maicii Domnului este o rugăciune foarte mare, foarte voluminoasă. Și în fiecare seară o spuneam și o repetam. Dar niciodată n-am simțit vreo schimbare, vreo transformare. De ce prin Maica Domnului nu se poate, iar prin Hristos se poate? Și cum are loc transformarea aceasta? Deci o să vorbim câteva texte ca să ne convingă. Da. Deci în privința aceasta vreau să repet încă o dată. Nu e necesar, potrivit Bibliei, ca noi să alegem pe cineva dintre oameni, cât de bun ar fi fost iar și Maica Domnului, ca să ne aducă la Iisus. Adică cumva să-L înduplice pe Domnul. Hai, ascultă și pe dânsul. Tatăl e gata să ne accepte pe copii și buni și răi. Am înțeles. Acum hai să ne gândim și să răspundem la întrebarea care este acest proces. Da. Că nu este un punct numai. Este un proces destul de lung, aș spune eu. Primul lucru care este foarte important. Noi nu putem să merităm salvarea. Nu putem să o cumpărăm. Câte mijloace n-aveam noi, aur și argent în lumea aceasta. La Efeseni 2:8 spune așa că prin har, adică prin milă, ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ce înseamnă dar? Darul este cadoul care se dă nu când l-ai meritat. Așa. Îl dă acel care vrea să dea acest cadou. Deci, uitați-vă, salvarea, iertarea noastră este un dar mare pe care Domnul l-a pregătit, anume în persoana Domnului Iisus Hristos. Acum, am avut așa un caz în viață, când am venit la cineva cu un cadou și l-a spus, scuză-mă, dar nu vreau. Și n-a întins mâna. Și eu nu mi-a plăcut chiar mult, dar am fost nevoit să mă întorc și să duc cadoul înapoi la altcineva. Iată, așa exact și aici. Domnul vine cu cadou. Sunt eu gata să primesc darul lui? Unde e acea mână care se întinde și primește darul Domnului? Cuvântul inspirat spune că credința. Deci îi spune aici că un dar prin credință. Este mâna prin care noi acceptăm darul pe care Domnul îl dă. Că, uitați-vă, este un lucru foarte important. Când noi venim la Domnul și ne rugăm, noi n-auzim niciun glas. Nu. N-auzim că Domnul spune că te accept și pe tine. N-auzim cum El spune, ia și darul meu. Dar toate aceste făgăduințe le avem pe paginile Bibliei. Și când eu citesc și cred,
darul devine al meu. Și un dar sau un cadou nu poate fi cumpărat, că dacă vine cineva să-ți dea ce, să-ți dăruiască ceva și tu îi dai bani, e o ofensă adevărată în adresa lui. Așa și Dumnezeu, cred că nu poți să-L cumperi cu fel de fel de mătănii, fel de pelerinaje, sacrificii, jertve și multe alte metode și mijloace. Darul se primește prin credință. Bun, dar cum descrie, în ce constă acest proces și cum descrie Biblia acest proces al mântuirii și schimbării? La Ioan 12, versetele 32 și 32, 33, Domnul Iisus spune ceva foarte important. După ce voi fi înălțat de pe pământ, așa, voi atrage la mine pe toți oamenii. Și Ioan dă o mică lămurire. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Deci, când voi fi înălțat, când El a fost înălțat pe crucea de pe Golgota, Domnul Iisus spune că după aceasta voi atrage pe toți oamenii la mine. Adică, cu alte cuvinte, crucea de pe Golgota devine un magnet. Un magnet atât de puternic care atrage la sine pe toți păcătoșii. De pe cruce vine iubirea Domnului, pe care noi nu putem să o înțelegem până la sfârșit, nu putem să ne imaginăm. Dar câteodată noi nici nu simțim. Dar asta nu neapărat să simți. Iubirea aceasta cumva se apropie de ființa omului, de omul păcătos. Și începe să-l atrage la Domnul. Uh-huh. Se vește o foame, se vește o sete. Și omul înțelege că îi mai trebuie ceva, ce și el n-are astăzi. Și omul îi trebuie salvarea. Și asta este lucrarea minunată pe care Domnul o face. Apoi la Ioan 16:8, Domnul spune că când va veni Duhul Sfânt, El va dovedi lumea vinovată. Este o lucrare extraordinară și de importantă pentru noi, că ca oameni, noi suntem mari specialiști a ne scuza, uh-huh, și a acuza pe cineva. Și a ne justifica. Da. Și uitați-vă, sunt doi copii în familie și au făcut ceva. Întreabă mama sau tata, cine? El. Da. Și spune cel vinovat. Și acest copil când crește, nu se schimbă nimica. El devine mai capabil și cu mai mare viclenie astupă toată răutatea lui și caută să-l condamne pe cineva. Cât timp noi vom căuta să acoperim păcatele noastre, noi de ele nu vom scăpa. Deci vine Duhul Sfânt care începe să miște conștiința noastră, să ne mustre, ne deschide ochii și spune, omule, iată care e problema ta. Tu aici ești vinovat? Și atunci începe conștiința să ne condamne pentru fapta pe care noi am făcut-o. Uh-huh. Asta este al doilea moment. Deci după ce crucea pe noi ne atrage cu iubirea mare și noi vedem această iubire care vrea să ne salveze, așa, apoi este necesar ca noi să înțelegem de ce avem nevoie să ne salvăm. Uh-huh. Dacă eu nu înțeleg problema, eu nu voi căuta să scap de această problemă. Dacă nu înțeleg boala păcatului meu, cum să scap de el? Eu am să-l apăr și am să mă gândesc că asta e ceva bun. Uh-huh. Deci Duhul Sfânt vine ca să ne convingă în ce constă păcatul nostru personal. Și apoi următorul pas, noi trebuie ca să ne pocăim, adică să ne pare rău de ce am făcut, așa, în trecut, fiind conștient sau poate inconștient. Deci este aceasta foarte important, pentru că dacă noi nu cerem iertare și nu condamnăm păcatul, asta este iarăși o dovadă că noi nu prea vrem să scăpăm de el. Și știți că adeseori noi spunem, păi da, toți păcătuiesc și eu am păcătuit și căutăm iarăși undeva în gloată să ne ascundem. Nu, aici trebuie clar și foarte, foarte concret. Dacă am spus o minciună, Doamne, eu sunt mincinos și vreau să scap de minciună. Am fost egoist, așa și spun, Doamne, am fost egoist, vreau să scap de egoism sau de invidie sau de răutate. Care n-ar fi păcatul acesta? Noi trebuie să-L numim pe nume și spunem, Doamne, eu vreau să scap, vreau ca Tu să mă tratezi, să mă vindic de acest păcat. Da, bunica deseori îmi spunea când mergeam la biserică, spunea, dragul bunicii, nu
Noi toți suntem păcătoși, nimeni nu poate fi mântuit și se văcăra mereu de starea aceasta păcătoasă și niciodată nu spunea de o schimbare, de o metamorfoză, de a face ceva pentru a schimba condiția aceasta, starea aceasta. Întotdeauna se lamenta și se scuza, suntem păcătoși. Și așa vedeam în biserică, peste tot, toată lumea se văcăra că suntem păcătoși și cu asta se termina. Stăteam de vorbă cu un preot și el spunea că, uite acum, câțiva ani la rând, observă un lucru, straniu. Vine un bărbat la Paște ca să mărturisească păcatele. Și în fiecare an el mărturisește aceleași păcate. Și probabil că aici este problema, că unii se gândesc, hai să venim la Domnul să ne purificăm puțin. Și parcă am pus în fața Domnului aceste păcate și întoarcem acasă și le facem iarăși. Așa. Și la anul iarăși este o joacă. Biblia ne spune că păcatul, dacă este iertat, el trebuie să fie tratat ca boala. Puneți, vă rog, care e rostul? Dacă vine cel bolnav la medic și medicul puțin îl tratează și el pleacă acasă cu aceeași boală. Nu-i niciun sens aici. El ori trebuie să fie tratat să plece acasă sănătos sau dacă nu, n-are rost să mai vină la spital. Același lucru se întâmplă cu păcătoșii. Poate că nu toți știu despre aceasta. Noi să vorbim poate în una din serii mai serios cum se uită Domnul la lucrul acesta. De ce? Uitați-vă. Crucea ne atrage ca un magnet. Și noi vedem iubirea Domnului care vrea să ne salveze. Duhul Sfânt ne convinge în ce constă păcatul nostru personal. Apoi noi mărturisim acest păcat. Recunoaștem și mărturisim. Recunoaștem și cerem Domnului ca să fim, prima dată, eliberați de vina din trecut, că după dreptate, chiar dacă eu spun că vreau iertat, dar ce facem cu bagajul, păcatul care a fost în trecut? El trebuie să fie pedepsit? Radio Vocea Speranței. Bine, bine, ce trebuie să facem până la urmă? Dragostea lui Dumnezeu ne-a atras, ne-a convins că Dumnezeu a făcut ceva incredibil pentru un om. A venit, ne-a iubit, a fost omorât pe nedrept, a luat păcatele noastre asupra Lui. Am văzut cum a trăit Iisus pe pământ, Iisus l-a arătat pe Dumnezeu. Asta ne-a impresionat. Conștiința ne mustră că suntem păcătoși, recunoaștem că suntem păcătoși, mărturisim păcatele. Ce mai departe? Ce facem? Deci primul lucru care este foarte important și trebuie să-l înțelegem pe deplin, că noi după dreptate trebuie să fim pedepsiți pentru păcatele care le-am făcut în trecut. Așa. Dar vestea bună este, Isaia 53 spune că Domnul Iisus, când a fost urcat pe cruce de pe Golgota, a luat toate păcatele noastre asupra Lui. Așa. Și le-a plătit. El a murit și a plătit toată vina la toți păcătoșii. De aceea, la 1 Ioan 1 cu 7 și apoi 9 spune că dacă noi am fost atrași, dacă noi am înțeles, dacă noi am recunoscut și ne pocăim, sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și cred că este o veste extraordinară. Noi ca oameni am împărțit păcatele în mari și grele, rușinoase și mai micuțe. De cele mari ne ferim, cele micuțe zicem că fără ele nici nu se poate de trăit pe pământ. Așa. Puțin mai jos am să vorbesc despre aceasta. Deci ea, vestea bună este că sângele Domnului Iisus poate să spele pe cel mai mare păcătos. La Isaia 1 cu 16 spune, de vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul. Deci atât de roșietice, atât de grele, le fac, spune Doamne, albe ca zăpada. Eu înțeleg că aici marea problemă sunt păcatele mici despre care spuneți dumneavoastră. Atracția aceasta de a bârfi pe cineva, de a fi gelos, de a avea o dependență de internet sau de mai știu eu ce, niște mici dependențe, mici adicții sau niște plăceri care mă domină în viața aceasta. Iată, astea sunt păcatele mici și asta e problema mare de fapt, butoruga mică care ne poate răsturna carul mare. Ce să facem cu ele? Cum să le învingem? Iată, cred că aici este pasul următor.
Deci când omul vine la Domnul Iisus și acceptă prin credință, că, repete iarăși, toată această lucrare se face, noi n-o vedem și n-auzim vocea Domnului, cum spune, că te-am iertat, te atrag la mine, te iubesc și mai departe. Toată aceasta veste o avem pe paginile Cărții Sfinte, prin care Domnul se adresează nouă. Și atunci când omul păcătos vine la Domnul Iisus și a fost iertat, a fost spălat, este numai primul pas, da, foarte important. Noi trebuie ca să, prin botez, să facem un legământ, un contract cu Dumnezeu, că nu vrem mai mult să mergem pe calea veche. Și Biblia așa spune că întoarceți-vă. Ce înseamnă te întoarce? Omul, ca regulă, o întors spatele la Dumnezeu și aleargă la păcat. Și are plăcere, are satisfacție când păcătuiește. Da. Și când este oprit de Domnul, el se întoarce cu spatele la păcat și vine la Domnul. El urăște păcatul. Dar din cauza că noi, chiar dacă credem în Domnul Iisus, rămânem în firea această păcătoasă, noi vom fi tentați, vom fi ispitiți ca să păcătuim iarăși și iarăși. Da. Și iată, aici este o taină destul de importantă. Noi trebuie ca să credem în Domnul Iisus care ne iartă. Dar uitați-vă ce spune frumos la Ioan Evanghelia 1:12. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui. Așa. Deci ce înseamnă a crede în numele Lui Iisus? Înseamnă să-L primești. Dar ce înseamnă a-L primi pe Iisus? Mulți le place când Iisus este salvatorul vieții. Dar Iisus mai vrea un rol să-L ocupe. Când auzi, teoretic, ne place. Asta e una. Și chiar să ierte, îi le place la toți. Așa. Când Iisus e salvator și e iertat. Dar după aceasta Iisus vrea să fie Domnul vieții. Și într-o carte era scris așa un exemplu frumos, că în inima noastră noi avem un tron. Uh-huh. Și păcătosul stă pe tron. Dar Iisus stă lângă sau pe cruce. Așa. Și când noi venim la Domnul, noi trebuie să ne coborâm de pe tronul egoismului și să dăm voie ca El să ocupe locul acolo pe tron. El să domnească în viața noastră. Și Apostolul Pavel foarte frumos spune că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și iată aici, scumpi ascultători, este un lucru foarte, foarte important. Pentru că foarte mulți spun, noi nu putem pe pământ să trăim fără a păcătui. Este, scuzați-mă, o veste a diavolului. Că atâta timp cât eu înțeleg că nu pot trăi fără păcat, eu nici nu o să mă stărui să birui păcatul. Uh-huh. Că eu înțeleg, așa e normal, altfel nu se poate. E firesc. Și noi scuzăm, dar e firesc, noi scuzăm păcatul și continuăm să trăim în păcat. Biblia spune foarte serios, aici pe pământ, noi ne pregătim pentru împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Va fi păcat în împărăția veșnică? Nu va fi. Deci aici trebuie să fie câștigată biruința totală. Și uitați-vă, la 2 Corinteni 5:17, Biblia atât de categoric spune, cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Ce înseamnă o făptură nouă? O creațiune nouă. Cele vechi înseamnă toate cele păcătoase. Toate cele păcătoase trebuie ca să dispară. Da, aici au fost două întrebări similare din partea ascultătorilor. Dacă pe pământ putem, e posibil viața pe pământ fără păcat. Deci dumneavoastră, în opinia dumneavoastră, e posibil să treci pe pământ fără păcat? În opinia Bibliei. În opinia Bibliei. Eu sunt tot același păcătos care mă lupt și eu și vreau să mă agăz de Domnul Iisus. Dar vreau să vă spun un exemplu. Asta a fost mai câțiva ani în urmă și un frate de credință se apropie și spune cu lacrimi, mie îmi pare că eu n-am să fiu salvat. Așa. Și zic, dar de ce? Spune, îmi pare că n-am să fiu salvat. Și la urmă nu spune în ce, poate te ajut cu ceva. Am un păcat pe care nu l-am biruit. Dar eu știam că el, când până a venit la Domnul Hristos, era în lume, cum spunem noi,
fuma. Așa. Și fuma foarte mult. Și eu îi zic, dragul meu, eu știu că tu aveai patima fumatului, câte două pachete pe zi. Și apoi mi-ai zis că acum nu poți să stai lângă fumul, te deranjează. Nu mai vrei să mai fumezi. Eu știam că bei și ai băut foarte mult. Acum nu mai poți suporta nici mirosul alcoolului. Deci ai avut două biruinți și cred că numai două, atât de mari. Ce se întâmplă cu acest păcat? Și l-a plecat capul, spune, îl iubesc. E că asta e problema. Și atâta timp cât tu iubești acest păcat și că tu nu vrei să te desparți de el, tu n-ai să-l poți birui. Tu trebuie să-l osândești. Și dacă tu vezi că el e un păcat care te rupe de la viața veșnică, apoi spunem așa, și el să aduce multă fericire, apoi nu, numai probleme. Păi scapă de el, cum ai scăpat de fumat, de băut și de altceva. Deci uitați-vă, noi avem în viața noastră experiență că Dumnezeu de ceva ne-a ajutat ca noi să scăpăm, să biruim. Întrebarea este, de ce nu continuăm biruința la toate celelalte? Nu cumva că asta ne place? Nu cumva că înțelegem că asta nu e atât de periculos? Iată, poate asta e problema cea mai serioasă. Apoi încă un lucru foarte important. Ioan 15. Domnul Iisus spune, rămâneți în mine, pentru că fără de mine nu puteți face nimica. Poate nu odată eu am încercat să fiu sfânt, adică să biruiesc păcatul așa, prin puterea mea. Dar Domnul spune, asta e imposibil. Rămâneți în mine. Și dă un exemplu. Cum o crenguță, o mlădiță, rămâne în butucul de vie sau în pom, așa și voi rămâneți. Și aici eu aș vrea ca noi putem să discutăm. E suficient ca crenguța să rămână câteva minute dimineața și apoi se rupe și stă sub pom? Seara iar câteva minute se leagă de pom și iar sub pom. Câtă roadă va duce ea? Și spuneți, nu se întâmplă asta în viața noastră de credință? Dimineața, în grabă mare, am plecat genunchii și în câteva minute am spus o rugăciune la fuga și am ieșit și fugim. Dar nu mai stăm conectați cu Domnul Iisus. Seara obosiți, abia ne mișcăm, am luat la pat, iar câteva minute o rugăciune și am plecat mai departe. Iată, aici eu văd problema cea mai serioasă de ce creștinii nu sunt biruitori. Noi trăim o viață fără Iisus. Iisus stă și bate la ușă când El ar putea să dirigeze viața. Și iată, aici și tot mai stă momentul. De ce numai Iisus poate să fie Mântuitorul? Că El cu o mână ține pe Tatăl toată dumnezeirea și cu altă mână ține pe păcătos. Și cel mai slab păcătos poate să aibă toată puterea dumnezeiască prin Domnul Iisus. Și dacă noi nu o să înțelegem această taină și nu o să o experimentăm în viață, noi să rămânem permanent doritori de a birui și niciodată biruitori. Deci dumneavoastră vreți să spuneți că poți fi în trecut fumător, un consumator de alcool foarte înrăit, după care să te lași de fumat, de băut, dar poți să continui să iubești lucrul acesta, chiar dacă nu-l faci. Și de vreme să mai trebuie că îl iubești, aici o să-l faci. Și înțeleg eu că problema păcatului, lepădării păcatului sau continuare de a comite păcatul este o problemă de a iubi, o problemă de iubire. Ce iubești? Și înțeleg că, cum ați spus și dumneavoastră, transformarea aceasta omului păcătos este că nu mai iubești ce ai iubit în trecut, dar, sau mai bine zis, urăști ce ai iubit în trecut și invers. Desigur. Păi, uitați-vă, când Domnul Iisus ne face o listă ce este păcatul și Duhul Sfânt ne convinge, și noi știm că și asta e periculos, asta trebuie biruită. Și în Sfânta Scriptură spune că noi trebuie să fim morți pentru păcat. Și este încă un lucru foarte interesant în Biblie, spune că înnoiți-vă în mintea voastră, în gândurile voastre. Este un lucru extraordinar, pentru că noi nu întotdeauna ne gândim de unde începe totul. Așa. Dar spunea cineva, seamănă un gând și vei secera un cuvânt. Da, seamănă un cuvânt și vei secera fapta. Seamănă fapta, vei secera deprinderea. Seamănă deprinderea, vei secera caracterul. Caracterul îți face soarta.
De unde se începe latul acesta? De la gând. Mm-hmm. Acum eu înțeleg când ați spus conectarea permanentă, asta înseamnă cu ce îți hrănești tu mintea permanent în timpul zilei. Desigur. Cu ce emoții, cu ce gânduri. Și de asta depinde restul. Cuvinte, fapte, destine, caracter și așa mai departe. Apoi încă o problemă. De fapt, toate întreprinderile mari au succes din câteva momente. Așa. Întâi se face o strategie de lucru. Mhm. Apoi se începe a lucra și din când în când, și nu prea rar, se face o analiză. Noi mergem exact pe calea care trebuie sau nu. Aici mă gândesc eu că este a doua problemă. Hai să fim sinceri, când ne-am oprit noi și am făcut o analiză la viața noastră spirituală. Dar avem o carte inspirată care spune așa, în orice vineri seară, când noi ne apropiem de ziua sfântă a Domnului, tata, mama și toată familia să se oprească și să facă o analiză cum a curs săptămâna trecută. Au fost biruitori sau au fost biruiți? Și să facă o analiză de ce au fost biruiți. Așa. Din cauza că noi nu facem lucrul acesta ani de zile, noi poate nici nu vedem unde e motivul și nici nu înțelegem că noi adeseori am fost înfrânți și n-am avut biruință. Dar eu repet încă o dată, dacă vădit în viața noastră am văzut că Dumnezeu ne-a dat biruință la unele păcate, de ce să ne îndoim că El este neputincios să ne dea biruință la toate păcatele? Victor Tabuncic vă întreabă, dacă niciun om nu poate fi neprihănit, nu este neprihănit, atunci cum rămâne cu aceasta? Biblia spune că niciunul nu este neprihănit. Foarte, foarte concret. Pentru că chiar atunci când noi câștigăm biruință, nu-i neprihănirea mea, nu-i făcută prin faptele mele. Biblia spune că noi când venim la botez, ne-am îmbrăcat în Hristos. Și Apocalipsa spune că biserica sau credincioșii vor primi haina albă a neprihănirii. Dar principal este aici că eu să doresc lucrul acesta. Și atunci când Dumnezeu mă ajută, este și partea mea. Care e partea mea? Dumnezeu n-a să vină să mă pună cu forța în genunchi, spune, roagă-te, tu știi că ești slab, tu trebuie să ceri puterea. Eu trebuie să fiu conștient de aceasta și eu mă rog. Deci este aceasta important. Că atunci când eu plec genunchi și mă rog, eu înțeleg, sunt conștient că slab și am nevoie de putere. Și apoi apelez și Domnul vine. Pentru că El nu vrea să vină atunci când eu nu-i dau voie ca să vină. De aceea rugăciunea, apoi citirea Sfântului Cuvânt, care iarăși este hrana spirituală și păstrează legătura noastră cu cerul și ne aduce gânduri înalte și foarte minunate sfinte. Și apoi Domnul vine și la Romani 3:24 spune că El când ne iartă, El și ne îndreptățește. Dar îndreptățirea înseamnă a fi nevinovat, a fi neprihănit. Așa că nu-i meritul meu. Așa. E meritul Domnului care ne dă această îndreptățire la cei care o doresc, o așteaptă și-și fac partea lor și dă voie Domnului să facă partea Lui. Am o ultimă întrebare acum la final de emisiune. Vreau să înțeleg cât de temenică se face schimbarea aceasta în om. Dumneavoastră ați menționat că există un fel de tron în inima noastră, eu și Dumnezeu. Și depinde cine stă pe tron. Iată, cum se face această schimbare? Că Dumnezeu se așează pe tronul nostru, noi ne așezăm alături și atunci când noi nu vrem să coborâm de-n tron, vă rog în limbaj omenesc, în limbaj cotidian să ne explicați cum se face schimbarea aceasta. După cât am observat eu, iată, și în viața mea și în viața multor membri ai bisericii, credincioși, schimbarea câteodată se face așa de lent și nevăzută parcă de ochiul omenesc, dar când te uiți, nu mai este acela de acum. Și am experiențe mari când unii din sat, din oraș spuneau, ce ați făcut cu el? Eu zic, dar ce s-a întâmplat? Păi e alt om! Eu zic, eu n-am făcut nimica.
Asta Domnul a făcut. Și iată, aici este încă un lucru foarte important, că salvarea vine din cauza că Dumnezeu atât de mult ne-a iubit. Și acum este un lucru pe care Biblia spune, dacă Dumnezeu atât de mult ne-a iubit pe noi, așa, și noi suntem datori să-L iubim. Și apoi numai pe Dumnezeu să iubim pe aproapele. Dar iubirea înseamnă a dărui. Iubirea înseamnă a face ceva bun. Un egoist nu poate iubi. El așteaptă să fie iubit. Și iată aici și se începe problema. Dar cum pot eu fi convins că iubesc sau nu? Cum pot eu fi convins că am fost eliberat de păcat? Aici este legea lui Dumnezeu. Apostolul Iacov spune că legea este ca o oglindă. Legea nu ne salvează. Așa cum oglinda. Oglinda nu ne spală. De ce avem noi nevoie de oglindă? Ca să ne arăte petele acolo unde noi nu le vedem. Ca să văd petele pe mână, eu n-am nevoie de oglindă. Dar petele pe față nu le pot vedea. Așa și petele înăuntru. Ele sunt arătate prin lege. Dar odată ce am privit în oglindă, pot să stau ori întregi în fața oglinzei. Cum am fost murdar, așa și rămân. Oglinda mă trimite la apă. Și eu m-am spălat. Așa exact legea lui Dumnezeu. Ea ne arată unde sunt petele noastre, ne arată că suntem în pericol destul de mare și ne îndreaptă la Golgota. Noi venim la Domnul Iisus, suntem iarăși iertați, suntem spălați și mai departe ce? Iată, asta e problema destul de serioasă, pentru că toți păcătoșii vor iertați și spălați. Dar va fi rost dacă Dumnezeu ne spală și noi continuăm a trăi cum am trăit până acum. Dacă mai este timp, vreau să spun un exemplu. Da, mai aveți doar un minut, cred. O minută? Că, da. Cred atunci, că, dar n-o da, să... în ediția următoare. N-o să reușesc. Deci, eu înțeleg, domnule pastor, la final, deci schimbarea aceasta radicală se face atunci când tu ajungi să iubești pe cel care în trecut l-ai urât. Ajungi să urăști ceea ce ai iubit în trecut. Și iată, aici, într-adevăr, e cel mai mare test. Atunci când tu, chiar și din vecin, rudă, cu mătru, nănaș sau nu mai știu ce, în trecut l-ai urât sau nu te puteai înțelege și ajungi să înțelegi și să poți să-l iubești. Iată, aici eu înțeleg, e mare, mare schimbare. Și iubirea este un dar al lui Dumnezeu. Și noi, omenești, nu putem să facem da, lucrurile noi acestea. Nu putem. Noi suntem gata să ne răzbunăm. Da, noi da vrem, asta, și asta e prima noastră reacție. Atunci când omul, dacă a fost vinovat și pățește ceva, noi ne bucurăm că lui este da, rău. Da. Dar asta este un caracter al satanei. Dumnezeu niciodată nu se bucură când cineva trece în suferință. Și vreau să spun la încheiere că eu cred în cuvintele Domnului. Și repet încă o dată, Domnul a început să facă schimbare în viața omului. Și Biblia spune categoric, toate cele vechi au dispărut. Omul devine o făptură nouă, cei ce n-a fost în trecut. Și apoi la Efeseni și spune că și Dumnezeu va prezenta această făptură, acest cetățean al împărăției în fața lui Tatălui, fără pată, fără zbăcirtură, dar sfinți. Înseamnă că asta e lucrarea pe care Domnul vrea să o facă aici pentru mine și toți acei care vrem să fim în împărăția veșnică. Vă mulțumesc mult că ne-ați încurajat și ne-ați îndemnat să luptăm mai departe, dar cu ajutorul Dumnezeu. Radio Vocea Speranței.